Toate țările încearcă să-și bage nasul în treburile altor țări, deci toate au agenți care spionează pentru ele și sunt în același timp spionate de către agenții altor țări. Acești agenți trăiesc printre noi, ceea ce poate fi îngrijorător, dar spionii sunt de departe de a fi periculoși pentru noi, oamenii de rând. Se estimează că sunt aproximativ 100.000 de spioni în Statele Unite, dar probabil că există tot atâția spioni americani în diverse țări ale lumii. Toată lumea spionează pe toată lumea, chiar și aliații se spionează între ei. Ba chiar uneori, Statele Unite se spionează singure din greșeală. Dar atunci când spionii își fac treaba, au nevoie să primească indicații de la superiorii lor, fără ca cei din țările în care se află să-și dea seama. Toate tehnicile pe care probabil le știi din filmele cu spioni au o bază reală, dar una dintre cele mai ingenioase metode este cea a stațiilor radio. Ceea ce le face atât de interesante este faptul că nu se ascund, iar țările care le folosesc nu fac niciun efort în acest sens. Acestea sunt stații radio de undă scurtă care pot fi ascultate de către oricine care are un aparat radio. Undele scurte pot fi recepționate la mii de kilometri distanță de locul din care sunt transmise, deci pot fi ascultate chiar și de pe alt continent. Aceste frecvențe sunt transmise după un program prestabilit și încep de obicei cu un identificator, un cuvânt, o propoziție, un număr, un nume sau o melodie, după care încep să transmită numere. Haideți să o ascultăm pe aceasta. Aceasta este o stație radio britanică și transmite dintr-o bază aeriană RAF Royal Air Force din Cipru. Această stație transmitea de 5 ori pe zi la orele 12, 13, 14, 15 și 16 și în fiecare luni la ora 8 seara. Transmisia era mereu exact aceeași, doar numerele erau diferite de fiecare dată. În general, ideea transmiterii mesajelor secrete este ca acestea să nu fie trimise ca un set de numere pe care oricine le poate asculta, dar aceste stații radio au adoptat ideea de a se ascunde la vedere. Se crede că aceste mesaje sunt decodate cu ajutorul unor chei folosite o singură dată, doar pentru acel mesaj, ceea ce le face 100% sigure și imposibil de descifrat. Această metodă numită OTP, One Time Pad, sau în română carnet de unică folosință, presupune că atât persoana care trimite, cât și persoana care primește mesajul să aibă exact același set de numere într-un carnet de unică folosință. Se crede că spionii primesc la începutul fiecarei misiuni un set de astfel de numere care să corespundă fiecare transmisii pe care acesta o va recepționa. Nu contează ce numere sunt, ci doar ca ele să fie aleatorii. De exemplu, iată un set de 16 numere aleatorii care ar putea fi folosit pentru această metodă. Iată și numerele pe care stația radio le-ar transmite. Aceste două numere aleatorii se împart în seturi de câte două cifre, după care se scad numerele pe care spionul le-a primit din cele pe care le avea scrise în carnet, astfel 53-34 egal 19, 90-88 egal 2 și așa mai departe. După asta obții numerele 19-21-2-20-15-8. A 19-a literă din alfabet este S, a 21-a este U, a 2-a este B și așa mai departe. Trebuie doar să vezi cărei litere din alfabet îi corespunde numărul și astfel vei descifra acest mesaj important. Ceea ce este și mai fascinant la această metodă este faptul că dacă aceste carnete chiar sunt folosite o singură dată, numerele din ele chiar sunt aleatorii și sunt păstrate secret, această metodă de criptare fiind 100% sigură. Dacă numerele sunt aleatorii, aceste șiruri de 16 cifre pot corespunde oricărei cifre. De aceea, nu contează pentru spion dacă și altcineva ascultă mesajul și asta face această metodă atât de eficientă. Nimeni nu a reușit vreodată să descifreze un astfel de mesaj și niciun guvern nu a vorbit niciodată despre aceste stații radio în mod oficial. Singura recunoaștere publică a existenței lor a avut loc în câteva cazuri în care erau judecați spioni. Perioada lor de glorie a fost în timpul războiului rece, dar se crede că multe dintre ele transmit și în ziua de astăzi. Nu se știe niciodată care dintre țări încă transmite astfel de mesaje. Cuba, Rusia, Polonia, Ucraina, Egipt,
China, Coreea de Sud și Coreea de Nord. Despre toate aceste țări se crede că au încă stații radio care transmit mesaje criptate. Dacă ești în raza lor de acoperire, poți chiar și tu să cauți frecvențele pe care transmit și să asculți mesajele pe care aceste țări le trimit spionilor aflați în lume. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!